Cum stăteam noi așa relaxați dimineață, eu stăteam aici la birou, făceam puțină treabă la calculator, Oana stătea pe canapea cu calculatorul ei și făcea treabă și ne-am dat seama că astăzi s-a schimbat ora și că este foarte târziu, copiii încă dormeau, trebuia să-i trezim și să ieșim pe ușă, cred că acum vreo un sfert de oră. Trebuie să mergem în New Jersey să vedem 3 case astăzi, sperăm să vedem 3 case, bineînțeles că voi mergeți cu noi. Fug repede la mașină, ne grăbim. În casă este dezastru, așa lăsăm, nu mai strângem nicio jucărie. Voi vă dați seama că n-am mâncat nici noi, nici copiii, dar am pus aici în rucsac câte un sandwich pentru copii, apă și așa mai departe. Eu deja am ieșit afară cu AJ să încălzim mașina, că este frig, iarăși este frig. S-a anunțat că săptămâna viitoare este iarăși frig și nu mai pot cu frigul, abia aștept să vină vara. Ca atunci când vine vara să ne plângem că este foarte cald, înțelegeți? Da, încălzim mașina, vedem dacă pornește, sper să pornească și mergem rapid în New Jersey. Hi guys, today I'm in the car, I'm wearing my Sonic sweater under my jacket, he's like stick. And today's game day and don't forget to play your favorite game. Bye, my favorite game is the superhero game, bye. Where is that? Because you're too tall. Oh my god, really? Yeah, when you stand up and not in the house. Hi, good morning. Good morning, Adrian. How are you? Good. How are you? Hello, young man. Photos. Say hi. Too early for you to wake up, huh? they're both boys. I know you have another appointment, so... Don't worry, don't worry. Adrian, can we go upstairs? Just wait, okay? You have to wait a little bit, okay? Oh, that's a small fridge. Mhm. Asta e o terasă. Mhm. Uite aici o baie. Asta e o baie de serviciu. Mhm. Okay. Can we go upstairs? Sure. Yeah, okay. AJ. Mhm. Asta este un dormitor. Aici avem un walk-in closet. Not bad. Și aici o baie cu duș. Asta are geam. Și vedem unde dă. Priveliștea este cimitirul. Hai, mergem mai departe. AJ, hai. Nu, mai avem aici de văzut ceva. Un holișor. Aici este altă baie. Care n-are agresire. Hai. Didi, I think something is not working. The light. Aici este un dormitor care dă în parcare. Aici este tot așa un walk-in closet. Stai așa să vedem la care lumină. Are o lumină, dar nu știu unde e. He has a light bulb. Asta n-are lumina aici. Asta n-are lumina aici. N-are lumina asta. Da, n-are lumina. Îți fac, nu știu dacă se pare o terasă. Absolut toată lumea, dar absolut toată lumea au grătar pe terasă. Da. Mai țin de cine e care nu... Dormitoarele sunt destul de mari. Dormitoarele sunt destul de mari. Walk-in closet când am două. Aici e o baie cu geam. Asta este 1975. Sunt sigur că dacă casa nu este recent renovat, sunt sigur că dacă e cel mai puțin. Aici am încă o baie. Asta îmi place foarte mult. Copiii au baie lor.
Da, sunt multe baie aici. Adică... Asta e baie de dormitor? Asta dacă e baie de dormitor, înseamnă că e masterul. Păi da, aici este baia pe hol, între dormitoare. Aici nu este baie, doar nu a timp plază. Da. Și mama, jos, mai este o baie de serviciu, fără cadă. Numai cu veceu și la basement? Nu, aici jos, lângă... N-am văzut-o. Da. Și vezi care și basement, vreau să-l văd și pe da, ok, hai să mergem. Totuși, sunt nebună sau dormitorul ăsta este mai mare? Nu, am impresia că se exact la fel. E de lucru vreau să-l refer mai fără. Asta nici măcar nu-i vorbit. Da. O să-ți faci un gym aici, sau să-mi fac un gym. Nu prea mai deloc aici. Wow! Și tocmai aici avem washer and dryer. Acolo este boilerul. Și acolo să mai depozitezi una alta. Nu! Don't touch anything. Do you think they're going to continue to renovate the basement, or is it going to be left as it is? It's going to be left as it is. Okay. Ce părere ai? Mă, nu știu, casa e mare, dormitoarele sunt mari. Ce nu mi-a plăcut este bucătăria, este foarte veche, aragazul foarte vechi, frigiderul, mașina de spălat vase, super vechi. O chestie care nu-mi place este că toată partea asta de casă este afară, nu-i ca cealaltă care... Nu-i ca cealaltă care este în mijloc. O să fie foarte frig în dormitoare. Uite, de bucătărie, da, de bucătărie nu-mi pasă pentru că na, e bucătărie, nu dorme acolo. Și Oana nu stă prea mult în bucătărie. Dormitoarele amândouă au pe partea asta și o să fie foarte frig că e și curent aici. Avem cimitirul în dreapta. În rest e super mișto. Mare, townhouse, da. Are basement, o grămadă. Cul de sac, deci o grămadă de loc, trafic. Da, o grămadă de loc de depozitat. Păi mine ce mă deranjează este cimitirul. Pentru că i-am spus lui Adrian, am absolut nicio problemă cu cimitirul în timpul zilei, dar noaptea, dacă a plâns vreun copil, te duci, prietene, că eu nu mă dau jos să învelesc copiii. Eu nu mă dau, deci eu nu mă mișc noaptea, da? Da, și încă o chestie ciudată, stă cam de mult pe piață, casa asta. Proprietarul încearcă să o și vândă. Eu i-am pus niște întrebări agentului, l-am rugat frumos să-mi spună boilerul când a fost ultima dată schimbat, pentru că cu cât este boilerul mai vechi, cu atât consumul iese mai mare și atunci ai un plătești mai mult. Plătești mai mult căldură și apă. Și a zis că se interesează și de asemenea l-am întrebat cum procedăm dacă proprietarul încearcă să o și vândă în același timp. Înseamnă că avem toate șansele ca la sfârșitul contractului meu de închiriere, da, de afară, el să spună gata că eu am vândut-o, tu trebuie să pleci. Deci ăsta ar fi un downsize foarte, foarte mare. Ne mai întâlnim cu agentul ăsta la ora 1 și un sfert. Între timp mergem la următoarea adresă, că ne găsim cu agentul ăla neserios de care, vlogul trecut, din vlogul trecut, care ne-a păcălit că are un townhouse și avea apartamentul ăla. Da, și acum ci că are un townhouse. Eu zic hai să-l vedem. Hai să-l vedem, facem 35 de minute, plecăm acum. Vorbim mai târziu, guys. Ia uitați-vă, guys, ce case mari. Noi prima dată când am intrat, am zis că, băi, aia e primărie. Nu, aia e la altă școală, deci toate sunt imense. Păi, ce puțin ce case au ăștia pe aici. Oh my god, dar uite ce mișto sunt alea de acolo. Bă, dar ce mari sunt. Ok. Hai, că asta e primărie sau școală. Băi, dar ce mișto e asta, parcă e castel. Are e casa cuiva, nu? Da, mă, e casa cuiva, are turn. Vezi că aici facem stânga. I know. Asta e așa cam un stop mare. Uite, vezi, deja am ajuns aici la... Liceu. La comunitate. Nu, asta e comunitatea. A, asta e comunitatea? Da. Băi, dar ce căsoaie. Adrian nu spune aici că mă ora. Mă, sigur ai găsit casă de întrasa pe aici. Zic, dași mă, că nu e chiar aici, e la 4 minute. Adică eu juram că ne primește cineva în cotețul lor. În cateci. Păi avem un coteț de închiriat. Da. Ok. Da, am simțit să nevoia să vă arătăm și vouă casele alea. Una și una. Una și una. Și uite, se construiesc, da? Blocuri. Blocuri. Pac, pac. E zona foarte mișto. Ți-am zis, am găsit școală bună, parcă. Dar la câte case am văzut online, mai bine mai verificăm înainte să se întâmple. Da, bineînțeles, că nu mai ții minte și verifici întotdeauna. Mm-hmm. Avem și noi 2 minute până acolo. Uite, aici avem un centru. Gen, nu ți-e frig, mami? No? Okay. You're in the bathroom. Kitchen. This is kitchen. Kitchen. Aha. It sounds funny. Aha. It's another door. Another door.
asta e de fapt intrarea. Intră ușor, e ușor. Aici dă într-o curte, în spate. Didi, can I play out here? Nu, vină cu asta să vedem apartamentul întâi, da? Wait for me! Ok? Can we go upstairs? Ora, avem un dormitor. Ai un dormitor. Aici avem o debara. Și aici ce este? Altă debara? Mai este o ușă aici? Ia. Yeah. Oh, alte scări. Cred că duce. Can we go up there when we finish this? Nu știu, vedem. Da? Aici este alt dormitor, super mic. Așa, și aici este baie. O baie normală, da? E cam dezastru apartamentul, să spun. AJ, don't go there. Aren't you afraid to go in there? No. I'm not afraid. You're not afraid? You're not afraid? I'm Sonic. You're Sonic, yeah. Gata, am terminat și de vizitat a doua casă și nu ne-a plăcut. Ne-am uitat unul la altul și nu. Bucătăria super mică. Una mică și neîngrijită, lăsată neîngrijită. Așa. Clădirea e veche, apartamentul e vechi. N-a fost întreținut, baie era dezastru și nu cred că o să-i facă absolut nimic altceva. Nu, a zis altceva. Că totul cum este, zărez. Cum este, da. Da? Dormitorul mic era super mic, da. Dormitorul mare era ok, n-avea era baie, okay. Baia era undeva pe hol. Și ați mică. Văzut, și mic, tocmai sus, tocmai cu sus capul în pod. De... În pod avea, să spui, mașină de spălat și uscător. Dar și nu era din partea lor, trebuia să ți le cumpere. Da, trebuia să ți le cumpere, adică alți bani și te... Car cu rufele, mie nu mi-a plăcut apartamentul. Da. Nu știu, lăsați-ne un comentariu ce apartament, bineînțeles, ce apartament v-a plăcut și de ce v-a plăcut și care nu v-a plăcut și de ce nu v-a plăcut. Noi ne-am făcut o idee așa. Scârția toată podeaua. Da, era vechi. Scârția toată podeaua. Se vede și pe din afară. Orice, da? M-a deranjat mult faptul că în spate pe unde am intrat, toată lumea avea grătar. Da, și era o mică terasă. Era o foarte mică terasă atâta și vecinul care era alături de noi, perete în perete cu noi, erau niște tineri. Aveau grătar și l-au pus oamenii să nu depășească, că am văzut că la asta era foarte atent, să nu depășească unitatea lui. Dar era exact sub geamul lui AJ, care ar fi da, fost pentru dormitor. Copii. Adică, cum să spui, omul se bucură și el că își face un grătar, dar tot mirosul ăla este sigur în dormitorul da, copilor. Bine, vara asta se stă târziu. Da. Nu e, asta e altă chestie, vara se stă târziu nu la terasă. Nu e ok să l-ai terasa exact sub dormitor, adică da. Sigur sau târziu. Știi? Da, dacă puțin. Era la sufragerie nu m-ar fi deranjat absolut deloc, pentru că nu dormim în sufragerie, da. Mă duceam în dormitor la mine exact. Și treaba lor fiecare face ce vrea. Dar așa... Da, ăsta un sigur nu, nu ne-a plăcut. Da, prețul vine ăsta, cu un garaj. Da, vine cu un garaj pentru mașină, prețul este 2150, dar comparativ cu alte townhouse are inclusă apa și căldura. Da. Dar oricum ar este fi... Este un mare nu. E un mare nu. Școala este bună, dar nu ne vedem trăind aici. Da. Ne-am ajuns lângă mașină, văd eu aici. Asta este o altă comunitate. E complet separată de cea pe care am văzut noi și arată mai bine. Și am văzut eu o casă chiar pe colț, părea goală. Și zic lui Adrian, băi, e goală, hai să mă uit pe geam. Adrian, mă, dar nu se face așa, că e private property. Poate să iasă cineva să ne certăm cu lumea. Zic, lasă-mă, mă, că mă vede femeie și cu copil. Știe că n-am venit să spart nimic. Mă, da, ți-aruncă doar ouă în cap, nu se ceartă cu tine. Să vedeți că mă duc eu. Vă jur că eu am crezut că e goală. Mă duc eu frumos până lângă ușă și mă uit pe geam. Mă, era cineva în cazul că a fost locuită, dar ăștia nu-și pun perdele pe la geam, știi? Și asta mie mi-a dat senzația. Și nici mobilă multă n-au, că ai senzația că dacă tu da. Uiți așa, băi, n-au mobilă, înseamnă că nu-i locuită. Înseamnă că nu-i locuită. Și când m-am apropiat efectiv, era cineva, a rămas să uita la mine și eu mă uitam pe geam la ei și zic, oh my God, m-am întors și hai să mergem la mașină, că e frig, bate vântul și să nu întârziem. Mai avem o casă. Mai avem o casă. Vă dați seama că nu pun nicio speranță, dar... Trebuie să mergem să o vedem, că nu se știe niciodată. Ca orice lucru în viață, nu se știe niciodată și nu renunța. Da? Că aia ultima zici, bă, nu mai mergem, că uite, a, nu știu ce și sigur nu-i de noi, da? S-ar putea să fie ce ne place nouă. Mă întrebase cineva în comentarii de ce ținem neapărat de rating de școală și ce anume înseamnă. Ratingul la o școală, din punctul meu de vedere, trebuie să fie cel puțin 6, de la 6 în sus. Asta vorbește și despre cartier. Și mi s-a aprobat chestia asta. În momentul în care am văzut o casă care arăta foarte bine, casa în sine, și când m-am uitat, școala era 2.
sau 3. Și m-am dus pe Google Maps și m-am uitat în cartier și am văzut cum se prezenta. Îți dai seama că e și murdar, e și... Da, și... În principiu, scorul se pune, adică ratingul se pune în funcție de rezultatele la examene copiilor. Uh-huh. Și la ce, cum se pregătesc și câți bani are școala și ce calculatoare au, ce, cum să spun, performanța școlii în general. Performanța școlii. Da. Și cu cât o școală are un rating mai bun, cu atât primesc bani mai mulți de la Ministerul Învățământului. Voi cred că v-ați dat seama că Oana filmează dacă e... Dacă aveați dubii. Dacă aveați dubii... Înainte să scrieți la comentarii, cine filma? De ce tremură camera în halul ăsta? Adică, ok, Oana filmează. Dar ar trebui, Adrian, să pună un avertisment pe... Da. Da. Oana, păi, singura adresă la care am ajuns mai devreme. Adică... Stai că încă n-am ajuns, mai sunt 5 mai minute. Sunt 5 cred minute. Că ajungem la fix. Exact, când, exact la timp ajungem, pentru că este același agent cu care am întârziat dimineață. Și noi nu prea întârziem, dar astăzi s-a modificat ora. Da? Da, de când avem doi copii... Și, da, mă, ne organizăm mult mai ușor și bine când avem unul singur. Da, pe pentru cuvânt. Că controlam altfel timpul. Controlam altfel timpul, da. Aici oare, mă? Park Avenue următoarea asta. Asta nu? Da. Da, când n-ai copii, stai tu, strec și thank you. Când n-ai copii, bine, când n-ai organizezi copii și timpul 5 cu totul. Minute înainte te da. Sărit în pantofi și ești plecat. Ești în control. Da, atunci mereu îmi dau seama când să plecăm, numai ce i-am schimbat diaperul lui Aiden, pum, a făcut caca. Deci, dacă nici tu nu ești instituție... Uite-te puțin, mă! Uite, nu, ah, ai ratat-o. Am ratat-o, dar... Și uite și astea, nouă nouțe. Bro, cu ce vă ocupați aici? Hey guys, can I see you somewhere else? I think I saw you somewhere. Remember, we saw you in the first house. How are you, Alexander? You helping your parents? Hi again. Yes. Asta ar fi o baie care și duș. Ah, are duș? Da, are duș, deci ar fi o baie completă, cum se zice. You see yourself in the mirror? Yeah, it's because it's so big. Mm-hmm. Hai să vedem și restul, da? Asta ar fi un living room. Da, asta este living room. Ești bine, before I forget, let me give you... Okay, thank you. I know I send it to you in the email, but yes. You can have it too. Yes, thank you. Look, this one looks like, by the way, I did talk with the listing agent on for the other one, yeah. 26 Highview. Yes. You're not responsible for the maintenance of furnace or hot water heater. Or hot water, okay. But it's about 10 years old. It's about 10 years old, okay, right. Yeah. Mm-hmm. So if it's 10 years old, it means that if I'm going to pay for my heat and hot water, it's going to be a little more expensive because it's not... Aici este destul loc să depozitezi una alta. Mașină și uscător. This one, the appliances looks like they are fairly new. Mm-hmm. Right. Yeah. What happened? Se bucătăria. Okay, give me one second, okay? Ah. Mm-hmm. Frigiderul și astea sunt noi. Ah. Aici este dormitorul mare. Un fel de walk-in closet. Și aici este baia asta, s-a prins lumina. Baia mare, cum ar veni, baia principală. Și aici un mic dulac de depozitare. It's a walk-in closet? Yeah. Mm-hmm. Walk-in. Don't pull it on that. Mm-hmm. The difference between the two, this one and the 26th ideal, 26th ideal you have a little bit of space outside of the deck. Yes, yeah. And I think it is overall more square footage for you because you got a basement. Yes, you are. Mm-hmm. Mm-hmm. Lăsați-ne un comentariu.
Thank you. Vrei să-l folosești pe aia? Mai bine? Da. Gata. Gata. Asta a fost cea de-a treia casă pe care am avut-o de văzut. Nu, la mine n-a făcut click absolut deloc. Să vă spun de ce. Nu mi-a plăcut absolut deloc layout-ul și anume faptul că la parter era un dormitor care era foarte mic. Foarte mic, deci dacă bag jumate din jucările care le au copiii acolo, s-a terminat cu dormitorul. Și dormitorul mare al nostru a fost sus la etaj. Eu nu mă simt deloc confortabil să las copiii să doarmă la alt nivel decât dorm eu. Da, nu așa suntem obișnuiți. Nu. Dormitorul de sus, într-adevăr, era mare, parchetul era nou-nouț, bucătăria, toate erau noi înăuntru. Era mică bucătăria, dar având, neavând ușă și era lărgimea, era da. Ok. Nu avea ușă și tot mirosul s-ar fi dus în casă. Încă un motiv pentru mine să gătesc mai puțin. Camera de la boiler era foarte, foarte spațioasă. Mi-a plăcut că avea baie și jos și sus. Da. Și cam atâta. Dar layout-ul tâmpit. Adică noi nu suntem obișnuiți să dormim. Aici lumea e obișnuită ca atunci când copiii sunt mici să doarmă în cu tot o altă cameră, în cu tot o alt colț a casei. Bye, thank Bye, you! Bye, thank you, Mohamed! Cartierul este, adică complexul este ok. Sunt par noi, da. Curat, era înăuntru, aici avem un parc de joacă pentru copii aproape de, de intrarea principală, vine cu un garaj. Da, ăsta din spate de aici. Ar fi garajul de la unitate. Spațiul de depozitare nu este extraordinar, dar da. E ok. Din punctul meu de vedere, dacă mai e și garajul, uite, parchez pe aleea din fața garajului și eu folosesc garajul ca spațiu, să-mi pun butoiul cu varză, butoiul cu varză, murăturile, brocă, na, asta este. Da, pe mine, dacă ar fi să mă pui să aleg între cele două, eu aș alege prima casă, de lângă cimitir. Acum am stat de vorbă cu proprietarul, cu agentul și am explicat ce mă deranjează pe mine la casa respectivă. Adrian îmi spunea că îl deranja faptul că bucătăria era veche, pe mine nu mă deranjează lucrul ăsta. Nu, era o, v-am spus vouă la cameră că era veche, adică ați văzut și voi, dar vreau nu să era spun, recent renovată, nu era da. Recent renovată și s-ar putea una sau alta să nu meargă, ori mașina de spălat, să ai probleme dese cu ea și așa pe mai mine departe. Ce m-a deranjat a fost faptul că proprietarul la casa e cu fundul în două luntre, cum da. Se spune la noi, și anume faptul că el vrea să o închirieze, dar de fapt vrea să o vândă. Și am spus așa, uite cum văd eu problema ca viitor posibil chiriaș acolo. Eu intru într-un lease, da, într-un contract de un an de zile și el mă anunță cu două luni înainte de terminarea contractului că a vândut casa și eu trebuie să-mi iau tălpășița din casa și eu trebuie să trec prin procesul ăsta iar, plătesc altă taxă de agent. Și vedeți că, vine... și vedeți că durează, adică nu într-o lună sau în două săptămâni găsești apartament sau casă, dacă ai noroc, da, dar de obicei procesul ăsta este de lungă durată și nasol tare. Da, și nu-mi place să stau cu sabia lui Damocles deasupra capului meu. Vălei, oare prelungim contractul? Nu prelungim? Nu, frate, și dacă mă mut... I-am spus, zic, vreau să fiu cinstită cu tine și să spun că astea sunt ce mă deranjează pe mine. Dacă vă întrebați dacă cunoaștem ceva istorie, Oana tocmai v-a demonstrat că mă tace. Știm puțină istorie. Ce mai este o altă chestie pe care am vorbit-o cu agentul și l-am întrebat, n-a știut la momentul ăla să-mi răspundă, dar acum mi-a zis, l-am întrebat boilerul din casa respectivă, când a fost înlocuit ultima oară, pentru că asta se va reflecta în prețul pe care eu îl plătesc la factura electrică pe perioada de iarnă. Da, cu cât este boilerul mai vechi, eficiența lui e mai aproape de zero, plătești $800 în căldură și tu tot în frig stai, înțelegi ceva de asta era un aspect și al doilea aspect, precum v-am spus atunci când am ieșit din casă, dormitoarele erau ambele dormitoare aveau doi pereți afară. Și asta vă dați seama că iarna este super frig în dormitoare, deci dai boilerul mai tare, boilerul este vechi, plătești mai mult gaz și așa mai departe. Și de fapt o chirie la 1800 sau 1900 cât era 1900, ea, se transformă undeva la 2000 și... 2800 se duce, știi, cu tot cu cheltuieli. Da. El mi-a spus așa, o să stea de vorbă cu proprietara, să vadă exact ce vrea, dacă este mai interesată să...
Dacă este interesată să ne păstreze pe noi ca și chiriași pe termen lung, atunci să semnăm un contract pe câțiva ani de zile, da? Nu doar un an de zile. De altă parte, nu știu dacă noi vrem să ne închidem noi într-un contract de mai mult de un an. De obicei, contractele se fac la un an de zile sau doi și îți cade puțin chiria. Băi, sunt dispus să stau 2 ani aici, dar plătești o chirie mai mică. Dar nici așa să semnezi undeva pe 4 ani, că niciodată nu știi ce se întâmplă și ești ținut de contract. Adică nu e ca în România, pleci când vrei ca chiriaș. Da. Asta e situația. Și de obicei, cu contractele de genul ăsta, dacă nu cazi la o înțelegere financiară cu proprietarul, să fie de acord să te lase să break the lease mai devreme, au drept incurred să te tragă, să te ducă în tribunal, să te facă să plătești pentru diferența de timp pe care tu n-ai mai stat-o conform contractului. Adică trebuie să plătești chirie în continuare, indiferent că stai sau nu. Da. Și asta este un lucru pe care nu sunt sigură că l-aș vrea. Și un alt aspect pe care l-am vorbit cu agentul a fost posibilitatea să rent to buy. Este un proces în Statele Unite care permite unui chiriaș, sunt anumite case, nu toate casele, dar eu m-am interesat despre chestia asta și sunt un proces prin care dacă proprietarul este interesat să vândă, dar tu nu știi sigur dacă ai vrea să locuiești acolo, se face un contract de închiriere, dar se spune că ai un an de zile cât ține contractul, maxim 2, maxim 24 de luni, în care tu trebuie să te hotărăști. Dacă nu vrei să cumperi și proprietarul în continuare vrea să vândă, la revedere, ieși afară că el caută pe altul. Dar dacă continui să stai, atunci tot ce-ai plătit chirie în perioada de timp cât ai stat acolo, 20, maxim 25% din valoarea chiriei lunare pe care tu ai plătit-o se duce către prețul casei. Da. Deci la final, după cei 2 ani de zile... E ca și cum plătești din chirie o parte din rată. Da. Și, după 2 ani de zile, dacă prevede contractul 2 ani de zile, și te-ai hotărât să stai, să cumperi casa. Da, cu diferența de bani rămasă. Și caz la o înțelegere și așa mai departe. Și ne-a spus că asta ar mai fi o variantă pe care el vrea să-i o propună proprietarei. Și da, a zis că ne anunță ce decide proprietarul, a zis că ne ține la curent dacă mai apare ceva, mai avea încă o unitate, dar s-a închiriat, avea o ofertă proprietarul și până la urmă a acceptat-o și atâta a avut să ne arate două case. Culmea azi, care este în aceeași, este în aceeași comunitate, aici dar arăta bestial, avea două băi. Ah, mi-a dat pozi dimineața. Da, avea două dormitoare, trei băi. Wow. Avea carpet no woods peste tot. Băi, și avea un jacuzzi în baie. Da, bănuiesc același layout, că toate sunt la fel. Asta mi-a zis acum. Eu zic, mă, dar casa cealaltă și mi-a zis tot în comunitate aici același layout, și unul sus. Eu nu înțeleg asta. De ce fac dormitorul mic jos și dormitorul mare? În sfârșit. Astea au fost casele, guys. Noi mergem acasă, că noi n-am mâncat absolut nimic, copiii sunt fericiți, au mâncat, au dormit, s-au alergat pe aici, s-au jucat de câte ori am intrat în case, dar noi suntem lihniți, suntem obosiți, mergem acasă, încheiem vlogul aici, mulțumim că ați stat alături de noi și de data asta, guys! Lăsați-ne părerea voastră și spuneți-ne, noi v-am explicat care sunt pros și cons pentru noi la ceea ce am văzut astăzi, lăsați-ne și părerea voastră că suntem curioși să o aflăm. După cum a spus Adrian, vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Țineți-ne pumnii, sperăm să reușim să găsim ce ne trebuie nouă cât mai curând. Dacă nu, New York City scrie pe fetița aici. Hopefully not, nu? Ok, guys, bye-bye! Kisses! Bye, guys!